un pas de o nouă tragedie aviatică la Boboc. Prezența de spirit și experiența au făcut ca un pilot buzoian aflat la bord alături de un elev să nu se prăbușească. Cei doi zburau cu un IR-99 Shoim și au fost nevoiți să aterizeze forțat după ce motorul avionului s-ar fi oprit. Ministerul Apărării confirmă incidentul produs azi în jurul orei 12. Aparatele IR Shoim au putut fi admirate de mii de buzoieni în urmă cu o săptămână la mitingul aviatic organizat la Boboc. Potrivit unui comunicat de presă emis de Ministerul Apărării, o aeronavă IR-99 cu dublă comandă, aparținând școlii de aplicație pentru forțele aeriene, a aterizat forțat în zona pistei de aterizare-decolare de la Boboc. Cei doi piloți care efectuau un zbor de antrenament nu au acuzat probleme de sănătate, dar conform procedurilor standard au fost evaluați medical. Surse din rândul unor ofițeri de la Boboc ne-au precizat că cel mai probabil motorul avionului s-a oprit. Procedura în astfel de situații îi pune pe piloți să aleagă între două variante extreme, să se catapulteze ori să încerce să aducă avionul în siguranță la sol. În acest caz s-a ales soluția unei aterizări forțate, ambii piloți scăpând teferi, după ce au reușit să ajungă cu avionul pe pământ la câțiva metri de pista de aterizare-decolare. O comisie a statului major al forțelor aeriene a demarat o anchetă la fața locului pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs incidentul. Iar Shoim este un avion subsonic militar românesc produs la Craiova. Întrebuințarea principală este aceea de avion de antrenament, capabil să asigure misiuni de atac la sol, precum și misiuni de recunoaștere.